Bună ziua, dragilor, și vă că s-a întâlnit cu propunerea, începe clasa A. A, 3, da. Și cu, sigur, cu actorul principal, minună, da? De nu mai este cea care mă ajută lecții. Dumna, ai învățarea de terminat tema, da? Hai să vedem ce lecții. Ce lecții mai, că tu știu, până nu facem lecția, nu discutăm. Calculez. Acum, calculați, da. Acum trebuie să scad două produse. Am făcut produse, deci acum trebuie să scad 864. Așa. Minus mai 168. Minus? 200? 468. 468. Egal. Tu faci și lecția, tu rămâi acolo, faci lecția să scrii acolo. Mă lăsați în discuție. Da? Veronica, tot tema în care e. Stai acolo și tu ridichezi. Da? Tu îmi dictezi acolo. Stai așa pe lecția. Să faci tema. Ca să fii și tema făcută, că tu spui, mă, ce... Tu spui, dar mi-am făcut tema, ce fac eu? Hai, te rog. Și m-a dus ca să fac scăderea asta. 14 minus 8. Da. Este egal cu 6. 6. Pun un punctuleț, așa. Bun, bun. 15 minus 6, 9. Corect. Ai pus punctuleț la 8, nu? 7 minus 4, 3. 396. 396. Următoarea, hai te rog, repete ca să te mișcă de veți, de rând, dintre probleme și astea. Ultima. Hai. 46 ori 27. 46 ori 27. Da. 67 ori 42. Așa. Vrei să mulțim, da? Ia și zonă asupra, parcă vine mai bine, nu? Tu le faci în asupra. Asta chiar vreau să fac la tablă. De ce? Faci o creație rotă, eu scriu eu, te rog frumos, ca să mergi mai repede. Hai. Da. Dintează, că eu nu știu să... 7 ori 4, 28, plus 4. 4, 6 ori 27, da? Da. Deci 7 ori 6, face? 7 ori 7 a rămas în urmă. 6 ori 7, 42. 2 și 4. Primul produs parțial este 322. 322. Este primul produs parțial. Foarte frumos spui. Deci primul produs parțial. 2 ori 6. Să zicem. 12. Unde îl pun pe 2 la asta? La cel de-al doilea era Shield, care îl realizez la 2 la produs parțial. Sub cifra care mulțesc, da? Sub cifra 10, da. Așa. 2 ori 6, 12, zic bine. Apoi. 2 ori 4, 8, plus 1, 9. Perfect. Al doilea produs parțial este 92. Perfect. Și acum s-a adunat. 2, da. 2 plus 2, 4, da. 3, 9 plus 3, 11. 9 plus 3. Atenție, cât este? 12. Da. Așa, așa. 12. Ei bine, deci face cât e rezultatul, te rog să mă... 1242. 1242. Mai avem... 29 ori 24. 29 ori 24. Ori 24. 2 ori 4, 36. 29 ori 24. 9 ori 4, 36. 6 și 3. 2 ori 4, 8 plus 3, 11. Primul produs parțial este 116. Da. 2 ori 9, fac 18. Da. 2 ori 2, 4 plus 1, 5. Așa. Și, te rog. 6, 1 plus 9, 1 plus 5, 6. Rezultatul este 796. Acum trebuie să scădem primul produs, adică 1242, cu 696. Deci din primul produs să scădem pe al doilea, da? Din primul să scădem pe al doilea. Deci zicem 1242 minus 696. Cât face la scăderea asta? 12 minus 6, 13 minus 9, 4. Așa. 11 minus 6, 5. 596. Vă spus corect, 596. Și acum, sunt la următorul problem.
Te rog. Exercițiul 13 de la 56. 13, 56, da. Produsul numerelor 29 și 13. 29 și 13. Egal cu? 9 ori 3, 27. Da. Deci să fac și eu aici 2. 3 ori 2, 6, plus 2, 8. 1 ori 9, primul produs parțial este 86. Corect. 1 ori 9, 9, 1 ori 2, 2. Al doilea produs parțial este 29. Așa. 7, 8 plus 9, 17. Așa. Și 377. 377. Stai că am terminat. Mărește cu produsul numerelor 48 și 12. Să mărim cu produsul numerelor, da? Deci cât îmi dă prima? Te rog să spui prima înmulțire. 48 și... Ori 9, ori? 12. Ori 12. 8 ori 2, 16. Da. 2 ori 4, 8 plus 1, 9. Așa că mă din poate, da, da, adunăm. Cât a fost primul rezultat, vreau să-ți spun? 377. 377 plus 576. Egal cu? Eu am făcut invers, dar așa merge. Sigur, natural e comutativă. Da. Da? Te rog, te rog, ajută-mă. 6 plus 7, 13. Așa. 8 plus 7, 15. Corect. 5 plus 4 fac 9. Corect. 953. Exercițiul 14. Așa. Ai ceva greutăți? Se pare că ai putea să te discuți singur acasă, că mă interesează dacă rămâne un pic de timp, că vreau să-ți fac ceva frumos. Te poți descurca acasă? Pe tine te întreb, Iuna, te poți descurca singur acasă? Mi-a dat să fac temele de weekend acasă. Da, de acord. Dar vii acasă după ce ajungi acum, ai putea să te descurci singură? Da. Te poți descurca. Încât să facem noi ceva interesant. Deci, n-ai nicio dificultate. Te poți descurca, da? Da. Bun. E perfect. Să le faci acasă, nici nu trebuie discuții. Acum, aș vrea să te rog să adunăm numele acestea. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9 și plus... Hai, numai 9. Cât face adunarea asta? Acolo 3. Plus 3, plus 4... Am înțeles. Deci, până la 9. Acolo face 6, 6 plus 4, și așa mai departe, face 10. Da. Așa. Deci, da. 6 și cu 4 ai făcut 10. Da? Uite. Am înțeles. Dar să-ți povestesc, un lucru. Îți faci ceva. Era în clasa întâi. Exact ca surora ta. Micuțul ca o să. Da, e clasa pregătitoare, dar să ne închipuim. Era în clasa întâi. La anul. Și învățătoarea le-a dat copiilor să adune toate numele până la 10. Și toți copiii făceau așa. 1 și cu 2 fac 3. La 3 mai punea încă 3. Și tot așa cum ai pornit tu. Toți copiii făceau așa. Și învățătoarea avea să plătească un plovăr. Știi ce înseamnă să plătești un plovăr, nu? Adică îți scoseze de Andreele și să facă plovărul acela. Numai că clasa aceea era micuțul Gauss. Mare, 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 la ce nu avea să te și nici nu a apucat să scoată din genduță învățătoarea, Gauss s-a dus cu răspunsul. Dar știi, nu până la nouă o să face până la 100 de luna de la toate lumea. Deci avea o treabă foarte mare. Și știi ce a făcut Gauss? A zis așa. Dar de ce să o apun eu așa?
unul cu 2 fac 3, cu 3 fac 6, cu 4 10, cu 5 15, cu 6 21. 1 și cu 9 face un 10. Atunci ce minte are caos. Da. 2 și cu 8 face un 10. Excelent. 3 și cu 7 10, 4 și cu 6 10 plus 5. Și câți de 10 are? Așa. 10 plus 10. Asta prima zi că știu. Da? Dar deci, numărăm ca să vedem. 2, 3, 4. Și cu 5, 45. Da? Răspuns corect, 45. Ei mi-am mai vorbit de ideea asta. Deci el nu stă să facă așa să le adună până la 45. A avut o idee extraordinară, extraordinară. Deci a adunat pe primul cu ultimul. A văzut că al doilea cu penultimul fac tot 10. A văzut celălalt că fac 10. Și-a făcut o treabă deșteaptă. Acum să te văd, micuțul Claus a avut de adunat numele de la 1 până la 100. Deci el a putea adunat așa. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Așa. Știi cine este în față? La 100? 99. 99. Dar în fața lui 99, știi cine? 98. Deci este 99. 97, 96, 95, 94, 93, 92, 93. Excelent! Și știi cum a făcut el de ori? Davos, știi ce a făcut aici? Bănești cum a adunat el de ori? L-a adunat așa, că este 1 și cu 2 fac 3? Și cu 3 fac 6? Adunarea și învățirea sunt asociative. Da. Dar cum crezi că s-a descurcat aici? Cred că a fost... Ori așa... Ori că luat tot ultimul, primul și ultimul, prins să-și termină 100, da? Că-ți vine ție mai bine. 1 și cu 99, cât au face 1 și cu 99? 100! 100. 2 și cu 99? Tot 100! 100. 3 și cu 97? Tot 100! Toate. 4 și cu 96? Tot 100. Câți de 100 ori fi client aici? Aici e o problemă. 10 de 100. Cât? 10. Păi numai 10. Aici e problema. Aici trebuie să ne dă. Stai că sunt mult mai mulți. Câte sute fac. Aici e povestea noastră. Cea mai tare. Mai degrabă scriu. Le scriu pe toate? O, dar avem multe scris. Cred că mă vei tăta cu asta. Hai să vedem aici care ar fi, la un moment dat, s-a făcut 49 și 50 și pe urmă 51. Care e echipa care se formează 100 la un moment dat? 49 și 51. Asta e ultima echipă. Ultima echipă. Întrebarea este, cu 1 s-a făcut 100, cu 2 s-a făcut 100. Cu 49 și cu 51, iar 100. Câte sute crezi că a florat? Aproximație, poate că... Nu, cu precizie. Cu precizie maximă. Sunt foarte sigură că 100 de 100. 100 de 100. Ia să vedem. Ești atentă? Ia. Cu 1, adunându-se cu 99, a făcut 100. Da? Apoi, cu 2, s-a făcut a doua sută. Da? Deci... Cred că o să-mi iau toată ziua. Nu? Cu 3, se face a treia sută. Când se adună cu 49, a câtea sută este asta? A câtea sută este asta? Dacă cu 1, e 100. Cu 2, 100. Când se adună cu 49, a câtea sută este asta? Aici ești atent, dacă ești putea să te deci, cu 1, și-a dus și contribuția la 100. 2, iarăși a dus la 100. În sfârșit, ultima 100 va fi din cine? Din 49 cu 51. Câte sute s-au format? Aproape 50, un pic mai puțin, 49.
Deci 49 de 100 pe 1 face 100, 2 face 100 și noi ultima 100 e 49 cu 51. Deci 49 de 100 și rămân în 50. Deci suma asta înseamnă 49 ori 100, 49 ori 100 plus 50. Știi cât face 49 ori 100? Cum faci tu mulțirea asta? Mă interesează. Acum, 49 ori, ori 100. Așa, dar mai sunt,
Câte sute fac aici toată povestea. Dacă aș afla câte sute fac, aș fi cea mai fericită. Că sunt multe aici, sute de fapt. Câte sute fac? Câte sute s-a dat aici? Încerci să vezi cam care sunt de nou câte sute să face, cum să face, cum să face. Dacă am văzut de o șmecherie. Nu mi se pare foarte tare, mi se pare chestiu. Hai să fac unul mai ușor. Ia uite mai ăștia. 23 plus 24 plus 25 plus 26 plus 27. Ia să văd cum mai face sumul ăsta. Și în felul ăsta avem câte echipe s-au făcut. 27 minus 23 fac 4, împărțit la 2 fac 2 echipe. Așa știu câte sunt. Câte grupe am făcut. Da? Facem asta? Ia să vedem acolo. Hai să facem și aici. Din 77, după tehnica de aici, din 77, scădem pe cine? Miruna, urmește-mă. Din 77 scădem pe ăsta ultimul. 23 și tot împărțim la 2. Ia să vedem ce facem. 77 minus 23? 4. Fac 54, da? 54 împărțim la 2. Ia să vedem dacă dăm 54 în 2. Poți. Să gândim împreună. 54 împărțit la 2. 54 împărțit la 2. Dacă ar fi fost mai 50, 50 când împărțim la 2, cât vine la 1, cât vine la cealaltă? 50 am părțit în 2 și am făcut 25 și mai întrebăm unii pe 4, îl dăm și pe la 2. Deci fac 27. Deci câte trupe de astea, câte echipe de astea face? 27. Deci, spunem, egal cu cine am zis eu, cu 27, ori 100, că 27 de sute, ne-am aflat. Ce am mai dat? E pe noștri acum să uite, ce fac? 27 de sute? Da. Este un mijloc acolo, nu știu care e mijlocul. Care e mijlocul acela care rămâne trist? Tu ai putea să dănești care e mijlocul. Rămân un număr aici. Cum a rămas la 50, mai înainte, rămâne și aici. Cine să fie? Cine să fie? Cine să fie la care rămâne trist? Că ultimul este 20 de fapt, 27 de sute. Care era trist? Oh, cum se lafă eu? Da? Cum se lafă eu pe celălalt care rămâne
Știi câte s-a adunat? E cineva acolo. Nu știu cum să fac acolo, cine a rămas. Adică a rămas în... Cine crezi că a rămas? 50. A rămas 50 ăla care e în mijloc. 50 era pe aici undeva, ăla nu s-a adunat cu nimic. Când în stânga este 49, și în dreapta este 51, și 50 rămâne. Gata, m-am prins. Plus 50. Ce face? 2750. 2750. Dragilor, prietenilor, ceea ce am făcut acum este un lucru spectaculos. Pentru că v-am arătat cum putem aduna un grup de numere mult mai mare, fără să... dar el să fie una consecutivă. Este important să fie consecutivă. Nu ne adunăm în ordine așa, ci facem grupe. Da? Și îmi interesează numărul de grupe. Am făcut și povestirea lui Gauss, deci este extraordinar de interesantă astfel de sumă. O să mai facem și data viitoare. Te rog să te joci și tu acasă cu adunarea următoare. Vreau așa, uite ce vreau la tine. Minunat. Vreau să faci următoarea pentru. 15 plus 16 plus 17 plus puncte plus 35 plus 35. Egal. Deci să adunăm toate numele astea, așa consecutive cum le vedem, 1 plus 2 plus 3 până la 35. Cât se face? 50, apoi... Adică numărul este mijlocul cel trist. A, ia mijlocul. Da, așa este. Deci nu va fi el trist, că de așa e folosit. O să vedem cine este cel trist acolo. Mă interesează să facem. 50. Așa. Eu te-aș sfătui să le spui pe toate acasă. Dacă nu poți descoperi așa prin șmecherii, deschide toate acum, până la 35 și vei vedea câte grupe de 35 și o vezi pe cel trist. Și trebuie să fie unul trist acolo, nu? Hai, atunci vei vedea exact. A, da. 20 în mașină. Dragilor, îmi face surpriza. S-a prins că trebuie să scade din ăsta până ăsta, din primul scat cu ultimul. Și 20 în mașină de fac 10. 10. Deci sunt 10 de a de 50. Asta înseamnă că sunt 5. Da. Și acum la 300. La 300. Ca să vedem pe la 500. Deci ești... Nu, face de loc. Ea a spus, de azi nu trebuie să fie liberă. Deci atunci ea și-a pus în gând, acum a dat răspunsul, face 50. Deci 5 ori... Cât am zis? 5 ori... Nu, 10. 50 ori 10. Așa este, nu? Și plus 300. Da, 300. Nu știu cine e. Da, 300. Care nu s-a mai putut agrega. 50 ori 10 la 500. De acolo, dar tristul ăla, trist, nu știu cine este. Este oră trist acolo. Dar nu se mai adună cu nume. Poate și cine și cu cine se adună stânga dreapta? Și dacă 50. 48. 48. Și nu 48, nu este 48. Cred că 28. Poate tu ai întrebat. Este 28 pe aici? Este. Da. Și cu 32. 28 și... Nu, e bine, nu? E. 28 și cu 22. 28 și cu 22. Cred că... Mai care o fi, mă, care o fi. Deci... 26 și cu 24. Și mă dă 50. 25. Ăla trebuie să e 25. Părinte, e 25, da? Deci 26 și cu 24. 26 și cu 24. Da, fac 50. Deci 24 și 26. Și 25 rămâne trist. Da? Ăsta era. Deci cel care trebuie să-l adunăm este 50. Da, am pus 25. Da, dar nu mai doresc pe foarte, da, 525. Asta ești încă de-a mică. Da, dar e superb acum, prins niște șmecherii tare.
Nu mai facem noi adunările astea așa, toate în cărție. Adică gen... Da, deci le luăm după aia șmecherii precise. Gen... 327 și cu... Asta fac așa, ca să, ca să arăt așa. Adunările ușoare. Să le ales prietenilor noștri cum, cum făceai înainte. Și iată acum ce lucruri de răsebit a găsit. Mai avem un pic de timp, cât este ceasul? Fără sfert. Fără sfert. Avem timp. Uite, acasă totuși face următoarea sumă. Vreau 17 plus 18 plus 19 plus puncte, puncte plus 70 și taie. Egal. Vezi? 17 plus 18 plus 19 plus puncte, puncte 73. Te discuți să faci acasă? Da, nu știu ce faci. Acum vrei să faci. Te face. 70, 73 face. Face 90, da. Asta de aici cât este din loc în fața lui 73 și în sala clar? 72 și 80. Iar 90. Aici se află 71. 90. 90. Așa. 90. 90. Câți de 90 face? Care-i numărul? Câte echipe de 90? Și, care, și mai ales care e la trist. Și ăla trist din mijloc, care nu mai face de echipă cu nimeni. Pare că e ultima echipă de aici. Ăsta crescând și ăsta scăscate. Care e ultima echipă de două? Mergi să fac 90 care din mijloc care atâta. Ca să descoperim pe la text. 90 are cifra 10 în urmă din parcă, iar dacă este pagar. Așa. 95. Deci 10 din cine? Din 40. 44. 44. Plus 40 și cât se fac 90? 44 plus 4 este 48. 44 plus 40 și cât se fac 90? 46. 46, zici bine. 44 și 46 fac 90. Și atunci care e Cristul? Din fiele. 45. 45 este Cristul. Și câte grupe acum face? Câte de 90? Aici e povestea. Câte grupe de 90 facem? Și după ce eu șmecherie, ce faci ca să afli numărul de echipe de 73 minus 17. Da. 17. Împărțit la 2, ia să vedem, că se fac de 2, da? De 2, 2 și se face 6 min 2, 3. Hai să împărțim invers. De 50 în 2, 3. 50 25. Și cu 3, nu? Care îl împărțim și de el? 28. 28, vezi? Așa se face, deci nu se face de la capăt, din partea asta, da? Deci 25 și cu 2, 28. Câte echipe de 90 facem? 2520. Și ce trist? 2520 plus cel trist plus 45. Da. Este egal cu
Che faccia? Hai să-i spunem prietenilor noștri că tu nu ai însuți la stemă pentru acasă, ai apucat de aducat repede pe loc și ți-ai făcut teman pentru că așa-ți place ție să nu rămâi o restanță, da? Să nu-ți rămâne teman pentru acasă. Dragilor, și minunat, cred că am învățat aproape online, eu șmecherii foarte tari, cum avem niște numele care sunt una după alta. E o chestie care rămâne definitiv povestioara cu Micu Gauss, ai învățat foarte tare, foarte repede povestea asta, da? Și te duci acum bucuroasă acasă, că nu mai încerci tu să le aduni așa, în ordinea care cu ele, ci faci un lucru spectaculos, faci echipe acolo și totul merge perfect. Acum am să-ți propun o problemuță. Iată, 2 kg, deci 1 kg, 1 kg de mere, plus 3 de pere, 3 kg de pere, costă, egal, pere, 18 lei. Da? Urmește frumos. Deci 1 kg din mere și 3 kg din pere costă 18 lei. 3 kg de mere plus 3 kg de pere costă 24 de lei. Da, 24 de lei. Cât costă, ești atentă, cât costă fiecare kilogram? Cât costă 1 kg de mere costă cât? Și 1 kg de pere costă 2 kg de mere costă 6 lei. De unde știi? Ah, ai văzut, ai comparat. Și perele sunt la fel. Creșterea de preț vine de la mere. Da? Și de ce zici 2 kg, ai făcut diferența? Și 2 kg de mere, ai aflat, costă 6 lei. 1 kg de mere, un singur kilogram de mere, cât costă? Dacă două costă 6 lei, un singur? 3 lei. 3 lei. Deci să-ți spun rapid aici. 3 lei. Cum faci ca să găsești? 18 minus 10. Aaa, am înțeles. Azi, kilogramul de mere. Împărțit la 3,5. Un kilogram de mere costă 3 lei, un kilogram de mere costă 5 lei. 5 lei. Foarte tare. Foarte, foarte bine. Acum vreau să facem proba. 3 lei, 15 lei, pentru că e mai perfect. Dar aici, 3 kg de mere, ori 3, ori 3, 3, ori 3, 9, 9, și 5 ori 3, 15, 9 și 15, 24. 24. E perfect, abia acum am spus. Suntem foarte bucurești că am făcut problema corect, da? Foarte bine, da, suntem că am făcut problema corect. Te rog, Miruna, mai vedem o problemă. 2 kg de mere plus 3 de pere costă 21 lei. 5 kg de mere plus 3 de pere costă 5 kg de mere și 3 de pere costă 30 lei. Cât costă un program de mere și cât costă un program de mere? O să pe gânduri, pe desuri, pe sus. Trei kilograme de mere costă 9 lei. Deci vede diferența? De unde vine surplusul de preț? De la mere, că pe ele sunt la fel. Vedeți surplusul și în dată, 9, 3 kg costă, deci 3, constata că 3 kg mere costă
9 lei și ce faci? Pe 9 îl împărțim la 3. Pe 9 îl împărțim la 3 și iese 3. 3. 1 kg de mere face 3 lei. 1 kg de mere face 3 lei. Și cum te descurci mai departe? Deci 1 kg de mere, 1 kg de mere, ai încălzat, ai 3 lei. 24 3 ori 5, 15. Deci din 24, dar de ce 24? Din 30 dacă vrei. Nu de 30. Asta e linia pe care vorbim. Te-ai uitat cu ochii privit la cealaltă problemă? Ce ai făcut? Am zis și pe care acum o fac. Ia să vă arăt. Deci, 24 minus... 24, e problema din engles. A, da. Deci, 21 minus 15. Dar de ce minus 15? Stai să văd, să înțeleg și eu. Minus 5 ori 3, 15. Nu? No, n-ai luat decât două aici, pe linia asta, din 21 scase. Dacă vrei scase 15, trebuie să iei de la linia asta. Deci, minus câte? Minus 6. 6, corect. 15 lei. Costă 3 kg de pere, da? Și 15 împărțit la 3? 5. Fix la fel. Fix la problema aceea. Deci același preț, da? Foarte important. Așa, cât este ceasul? Mai avem? 5 minute. Mai avem 5 minute la rugăciune. Pentru că e timpul nostru aici. Noi am venit să facem lucruri foarte frumoase. Mi-aș făcea o problemă din aia cu... Așa m-am făcut cu bicicletă și mașină odată într-o parcă. Hai să facem așa, o problemă aceea. Deci, într-o parcare sunt mașini și biciclete. Mașini și biciclete. În total, sunt 11 la un loc. Mașini, 11 mașini și biciclete. Iar numărul roților, deci 11 sunt în total, iar numărul roților este, hai să vedem, noi suntem o problemă frumoasă, 30. 30 roți. Câte mașini și câte biciclete? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Astea sunt cele 11 ramă, da? Și le faci pe toate mașini. Pune roți pentru toate. Când pui câte 4, înseamnă pui roți, da? Bicicleta.
numărul minim de roți, deci când sunt toate numai biciclete, numărul minim de 22 de roți e egal cu 22. Așa s-a întâmplat. Jumătate, sigur că mai tot timpul se întâmplă așa, să fie jumătate, dar e vorba de biciclete și mașini, așa. Unde domnul Roz s-a lucrat acum. Ce face? 22 plus 2, 24. 24, da. Deci câte roți a adăugat? 4 plus 4 face 12. 2, 4, 6, 8, 10, 16. 16 și cu 12. 16 și cu 12. 16 și cu 12. Fac 12. 28, mai două roți. Mai două roți. Gata! Deci în momentul de față ne distribuim toate roțile. Câte mașini sunt? 4 mașini și sunt 7 biciclete. 4 mașini și 7 biciclete. Ai văzut cum ai început? Ți-ai dat seama, le-ai făcut pe toate biciclete și pe mâna, pentru mai multe roți, ai început să le distribui. Ia tu de aici două roți la mine, ia încă două, încă două și în felul ăsta ai ajuns să acoperi cele 30 de roți. Unând transformăm cele 5 biciclete în mașini. Deci, răspuns corect, răspunsul corect, înseamnă așa. 5 mașini, ai zis, nu? Uite, dacă scrie o linie. 5 mașini vine sau 4 mașini? Câte de o dată? 4 mașini. 4 mașini. 4 mașini. Și câte, câte 4 mașini și câte... 7 biciclete. 7 biciclete. Hai să facem proba. Hai să facem proba să vedem dacă este corect. Este... Asta o facem destul de simplu. 7 ori 2, da? 7 plus 11. 7. Hai să vedem. 7. 7 ori 2, 14. Corect. Și 4 ori 4. 4 ori 4, nu? Că mașina... 4 ori 4. 16. Și acum adunăm cele 14 plus 16. Egal cu... 30 de roți, ne ieși problema. Deci este corectă problema. Am verificat-o, ne ieși foarte bine. Da? Acasă, pentru data viitoare, să-mi propui tu o problemă, tot cu 11 mașini și biciclete. Dar roțile le modifici tu. Deci, vreau să-mi propui o problemă, cum am propus eu cu 30 de roți, tu modifici roțile și să propui data viitoare probleme și să văd dacă pot face eu. Da? Vei fi în propunătoare de probleme, că tu te gândești 11 mașini și dai un număr între cine ca număr de roți? Dai un număr de roți între 44 și 22. Nu? Și să fie par. Și să fie par, foarte bine. Cum am dat-o pe 30, tu poți să dai, dă-mi un exemplu de număr de roți ca să-l pasezi aici. Între 44 și 22. Fix 42. Te-ai gândit la 42. O problemă. Care ar însemna 8 bicicletă așa. Și 10 mașini. Corect, corect. Deci și eu, oare mă descurcam? Ce părere? Cu 42? Mă descurcam și eu ce-am făcut-o. Dar numai de roți. Ai dat 42, dar mai poți da un număr de roți. Altă problemă, că dai un număr... 24! Cât? 24! 4 și 4.
Sau 44, adică maxim, să fie mama și. Dar 46 poți să dai? Numărul de rând 46. Nu? Nu? Trebuie să-i tapezi aici, da? Sunt prea multe roți și acum, în vântul de vedere, să facem... Mașină cu 6 roți. Nu, nu. Cu 4 roți. Da. De dragi domnule, iată-ne că m-am făcut astăzi... Ce probleme frumoase! Cu ce pleci tu de la întâlnirea cu microfon înainte? Te-a răcut tare cum să-l povestești. Cu ce lucruri frumoase pleci tu la întâlnirea cu microfon? Am învățat despre metoda, despre o șmecherie. Așa, despre o șmecherie, foarte bine, că te-ai însușit prin bașul. Ai ce face șmecherie, apropo, mai da? Prin care... Adunăm un cât de numere, care sunt unul după altul, foarte ușor, după metoda lui Gauss, da? Se cheamă? Gauss? Gauss, da. Gauss, acel matematician deștept. Uite, a fost unul dintre cei mai mari matematician al lumii. Când el s-a devenit adult, era cel mai tare. Da? Când era mic, o descoperit tehnica asta, metoda asta. Când în primar, au găsit fel de fel de metode, foarte multe șmecherii. Deci, au găsit șmecherii cele mai interesante. Deci, e metoda lui Gauss, da? Se cheamă sume Gauss. Asta ai descoperit la proforma astăzi, sume Gauss. Foarte tare. Și ce-am mai făcut? Am făcut o problemă prin metoda comparației, când comparam acolo și vedeai tu că... Și metoda... Falsă ipoteză, da. Metoda comparației. Metoda... Da. Comparații. Și metoda falsă... Metoda... Falsă... Ipoteză. Uite, Darius, ai bucuria să vezi că și ea lucrează ca și tine. Da? Da-ți așa. Bun. Iată-ne, dragi rămași, la sfârșit, o lecție foarte frumoasă. Cătălin, găsești lecția de mâini încolo, pe șar și ce îmi place de la să vizionează împreună cum mama și cu ea vedeți lecția încă o dată. Vei avea bucuria să descopere niște lucruri, pentru că a rămas cu 50%, deci 60% din procentaj, din ideile care am avut aici, dar restul se completează prin vizionarea filmului. Okay. Acolo este și vorba mea. Da? Și ea este ea prezentă și ea acolo se va remedia. Ea închipuiți peste ani câți ori trece, când de tot online nu va mai fi, ele o să aibă bucurii imense că vor fi cele care îi sunt. Eu am fost acolo, am cunoscut asta, de vorbă cu el. Eu sunt aceea. Mulțumesc. Da, este spectaculos. La revedere!